Francia. Avea 120 de kilometri pe oră, iar limita pe acel tronson de drum era de 60 de kilometri pe oră. El a contestat procesul verbal întocmit de polițiști, a spus în instanță că de fapt avea o viteză mult mai mică, a fost contrazis de agenții care au prezentat rezultatul oficial al aparatului radar. Pentru fapta sa a primit atunci și 1305 lei amendă pe care o va plăti abia acum. Contactat de Digi24, ministrul Muncii spune acum că recunoaște fapta și că o regretă și recomandă tuturor șoferilor să respecte legislația. El a argumentat faptul că avea viteză exagerat de mare, spunând că se grăbea la o ședință la București. În 2022, omenirea va scăpa de pandemie, au stabilit șamanii din Peru, care au făcut tradiționalele incantații de final de an. Predicțiile par să fie pozitive și anunță un an calm, nu doar pe plan medical. Șamanii au prezis și o reducere a conflictelor și tensiunilor, inclusiv la granița Rusiei cu Ucraina și situația economică.